Un stopăr de clasă, doi fundași laterali, un coordonator, dar și un atacant de gura porții sunt achizițiile pe care le doresc antrenorii formației CSU. Printre jucătorii vizați de CSU se numără Felipe Teixeira de la Petrolul și stopărul Machado de la FC Brașov. Deocamdată pentru Craiova a semnat doar Briceag. Noi o să mai transferăm încă un jucător, deja el a fost transferat, a semnat de mai mult timp cu echipa, este vorba despre Briceag, el a fost pe la FC Argeș, după aceea la Vâlcea, este un jucător de piciorul stâng, îl știu de pe vremea de când era junior, un jucător tot așa cu perspective foarte frumoase. În perioada de pregătire și noi o să avem posibilitatea să încercăm mai multe soluții, pentru că noi efectiv unde am făcut unele schimbări a trebuit să le facem la sigur, n-am putut să mergem pe încercări. Săndoi a vorbit și despre obiectivul echipei în 2015. Până la urmă, ce înseamnă o schimbare a obiectivului? Dacă schimbăm obiectivul din salvarea de la retrogradare, înseamnă că vom juca mai bine sau vom obține puncte mai mult? Nu, noi oricum vrem să luăm cât de multe se poate, să câștigăm cât mai multe meciuri. Vedem unde suntem. Mai mulți dintre componenții formației vor părăsi echipa în această iarnă. Primul care a încetat colaborarea cu CSU a fost Mihăiță Pleșan, dar Varga, Dănăneae și Valschis sunt puși pe lista de transferări. În această iarnă, CSU are programate două cantonamente de pregătire în Antalya. Primul între 12 și 26 ianuarie, cel de-al doilea în perioada 29 ianuarie-12 februarie.